Жоза. Tovarășul. Nu, eu am fost domn până în decembrie 89 și ei erau tovarăși, acum rolurile s-au inversat. Tovarășii de până atunci sunt mari domni de azi. Am înțeles. Vă mulțumim. Nu vreau să încheiem, chiar dacă e destul de târziu, dar sper că nu a fost istovitor. Eu zic că au fost lucruri deosebit de interesante. Nu vreau să încheiem înainte de a da posibilitatea celor care au ceva de spus sau ceva de întrebat pe participanți, pe invitații noștri. Rugămintea este însă, dacă aveți ceva de întrebat sau de completat, să fie cât se poate de scurt, nu mai mult de 2-3 minute, ca să putem să ne încadrăm într-o durată rezonabilă. Deci, poftiți. Bună seara, Marius Drăghison. O întrebare către domnul doctor, fiul eroului nemuritor al despre care ați făcut referire aici toată dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vă desfășurați activitatea în Regatul Unit, da, al Marii Britanii, da? Da. Întrebarea este dacă politicienii și regina Marii Britanii sunt inteligenți sau sunt niște idioți prin faptul că a retras Marea Britanie din Comisia Europeană, din Uniunea Europeană. De ce? Ca această țară să nu mai plătească, inclusiv României și unor români trădători, bani nemeritoriu. Și de ce acest lucru? Vă rog să mă urmăriți dacă este ce susțin eu adevărat sau nu. Mă refer aici către persoane care... Nu, domnul, a interlocutorii, nu este, dacă mă întrerup, este un adaos la ceea ce a dorit să exprime fiul domnul Salcă. Deci dar este... Ce se întâmplă, nu are legătură cu... Ba da, are legătură, pentru că dacă dânsul dădea să plângă în momentul când a spus că s-a prăpădit tatăl domniei sale, nu puneam întrebarea. Am văzut că nimeni n-a ridicat mâna și lăsați-mă să dialoghez cu fiul unui erou. Da? Vă rog frumos, nu mă întrerupeți. Nu este niciun scurt. Deci, domnule Salcă, dumneavoastră aveți aici trei persoane care reprezintă instituțional cu mici intermitențe, instituții care ar fi trebuit să aducă în fața justiției nu câțiva, ci mii de criminali care au săvârșit crime împotriva umanității din 1944 până la Revoluție 14-22 și după contrarevoluție executată de acești comuniști criminali. Nu s-a întâmplat. Deci este vorba de domnul reprezentant ai IGMER-ului, ai secretarului de stat al revoluționarilor și ai XAT-ului. De ce? Urmăriți-mă, domnul Sarcă. Îi aduc aminte domnului Bjorza că cu cel puțin 7 zile înainte de turul 2 de a fi ales președinte Iohannis, acum mai bine de 5 ani, s-a comemorat 25 de ani revoluțiile din Europa. Și undeva la hotel ambasador, i-am cerut actualului procuror general al României, domnul Licu, să-l aresteze pe cel de atunci procuror general pentru crime împotriva umanității. Martor, și este un film pentru acel eveniment, și la acea întrebare pusă, domnul Bjorza, știți ce a făcut? A zis, nu se va întâmpla niciodată. Totuși, a trecut 5... Nu. Întrebarea a fost clară și acum prezint domnului doctor, care este plecat și nu cunoaște realitățile crude de aici. Păi tocmai, acest lucru, de ce nu s-a întâmplat, de ce nu sunt mii de criminali, ofițeri, comuniști, armată? De ce nu s-a întâmplat? Deci, domnul, nu s-a întâmplat nimic. Și vă spun în continuare, la nivel de secretariat revoluționar, nu s-a întâmplat un lucru. Domnule doctor, știți că acum câteva zile înainte de a să fie dărâmat guvernul Orban 1,
aceștia au dat 30 de ordonanțe. Ați urmărit spre asta, sunteți în intelectual. N-ați urmărit acolo nicio ordonanță pe care Secretariatul de Stat al Revoluționarilor sau CNSAS-ul sau IGMER-ul nu a propus primul ministru să dizolve aceste instituții care plătesc oameni, atât cei care sunt în instituții și favorizează criminali care au săvârșit crime împotriva umanităților și îi plătesc sub condiții domniile lor, la Secretariatul de Stat al Revoluționarilor și la IGMER și la AXAS, plătesc salarii unor oameni care ar trebui să aducă în fața justiției zeci de mii de criminali și mai mult plătesc și criminali care au tras noi din armată, miliție, securitate, comuniști, procurori, judecători, unii urmași, rude și colaboratorilor, care sunt contrarevoluționari și aceștia sunt plătiți cu miile de Secretariat de Stat al Revoluționarilor. Din această cauză, politicienii și regina nu sunt idioți, pentru că iată ce se întâmplă la câteva mii de kilometri de Regatul Unit, plătind niște criminali. Nu s-a întâmplat. Întrebările trebuie să fie scurte. Eu vă mulțumesc, a spus întrebarea. Bun. Acum îi cer domnului doctor. Domnule doctor, auzind lucrurile acestea, puteți să le verificați? Puteți să le verificați? Veți prezenta o notă Ministerului Afacerilor Externe englez, prin cele auzite de la mine, un simplu român, Marius Drăghici, și le veți prezenta mulțumind că au fost destul de inteligenți să iasă din Uniunea Europeană, pentru că ceilalți parteneri minunați din Uniunea Europeană, pentru că noi suntem contributori inferiori față de cei încasă miliarde, sunt plătiți aici, în România, zeci de mii de criminali care au contribuit și la distrugerea familiei dumneavoastră. Mulțumesc! Eu v-am spus că am spus la un moment dat că sunt foarte multe lucruri care nu mă miră, care se întâmplă în jurul nostru, pe care le vedem în fiecare zi. N-am o calitate oficială, sunt un biet rezident britanic, nu am calitatea să prezez pe politicieni. Nu am calitatea, vreo calitate oficială să adresez eu note sau informări Ministerului de Externe britanic, în niciun fel. Dar îmi exprim de câte ori am ocazia nemulțumirea, nedumerirea. Să știți că Brexit-ul este un proces extrem de laborios, care a luat în discuție foarte multe aspecte, nu doar cele legate de alți parteneri europene în Marea Britanie. Au luat în primul rând problemele lor de interesul propriu înainte de orice. Sunt unul dintre semnatarii propunerii apelului lui Vladimir Bukovski și eu îmi doresc și eu am visat în mod constant din 1990 încoace să avem un proces al comunismului. Din păcate, constat și eu că impotența asta de la nivelul decidenților politici din România este cea pe care o observăm. S-o comentez suplimentar. O deplâng situația și regret că e așa. Mi-aș dori să vedem că lucrurile, măcar, până la urmă știți ce contează? Contează aspectul moral. Contează ca tinerii să aibă acces la informații corecte, juste despre ceea ce s-a întâmplat. Vă mulțumesc! Aș vrea doar să-i spun domnului Drăghici că acei oameni de care vorbește dânsul de revoluționare au luptat împreună cu luptătorii anticomuniști, s-au jertfit pe altarul libertății și au creat acest spațiu al democrației și al libertății în care noi ne putem ne întâlni astăzi. Și ar fi onorabil și cinstit ca atunci când trecem pe la Inter să punem o floare sau pe aici pe la Sala Dales primului erou care s-a jertfit pe altarul Revoluției în București. Vă mulțumesc! Sunt camaradii dumneavoastră, domnule secretar de stat, și să nu facem polemici. Aici suntem toți prieteni. Iar nu am nimic personal cu dumneavoastră, cu domnul Giorda, pe care știți... Mai este cineva care dorește să pună o întrebare. Este o poziție domnul că nu s-a întâmplat lucruri acum când se puteau.
Pace! Am uitat să spun, iertați-mă că m-am agitat puțin, mă numesc Puiu Nicolae Fesan și sunt secretarul de stat de la Revoluționar și victimele comunismului. Vă mulțumim că ați venit și vă mulțumesc și că ați fost prezenți. Și o să vă invităm și cu alte prilejuri și să știți că sunt în asentimentul dumneavoastră în ceea ce privește memoria celor care au murit sau au fost răniți în Revoluție. Doamnă, vă rog. Mă numesc Cristina Dobraru și toată compasiunea pentru suferința celor care au suferit politic până în 64. Și din nefericire, persecuția a continuat și sub diferite forme continuă, chiar și la 30 de ani după Revoluție, fiindcă nu am avut o lustrație. Și cei de la Brașov, și vă vorbesc tocmai fiindcă sunteți brașoveni, și domnul secretar de stat și dumneavoastră, de ce cel puțin acei torționari care au angajat, care au anchetat grupul revoltaților din 1987, octombrie, nu sunt anchetați. Unii sunt generali. Cei din 90 sunt generali, așa cum este Diamandescu, l-avem pe Ristea Priboi, care face afaceri cu Haisam. Trăim într-o Românie în care este cumplit justiția. Oricine, oriunde lucrează, la stat, la privat, are responsabilitatea locului de muncă. Păi noi plătim niște magistrați, mai ales procesele civile reprezintă 93%, marea majoritate. Pe noile coduri de procedură civilă care au intrat în vigoare în februarie 2013, nu mai avem acces în justiție. Da? Ni s-au luat casele pe vremea lui Ceașcă, abuziv, am fost mutați, strămutați, chinuiți, fără să fim condamnați, am ajuns să facem schimb într-o casă de stat desfăgubită și persecuția a continuat, fiindcă unul Caristea Priboi a vrut să facă două catedrali plața, da? Și s-a returnat ceva către... Ce? Către Consiliul General? Păi suntem naționalizați în 2012 și 2013, că în momentul în care nu poți să retrocedezi 100% către stat, către foștii care și așa au primit desfăgubiri și nu aveau calitatea să primească tot, că existau mame vitrege și recăsătorii și așa mai departe, ne trezim părți către Consiliul General în devălmășie ca totul să fie în continuare persecuție în formă continuată. De ce nu se fac demersuri ca legea 221 în continuare să totuși trebuie să intre în vigoare? Ei pot să cumuleze venituri nesimțite. Legea 134 pe 2014 octombrie, care a fost dată de Pontit când credea că o să ajungă președintele României, trebuie abrogată. Senatul și-a votat din nou. Ei pot să cumuleze venituri nesimțite. În ce țară trăim? Trebuie să schimbăm. De ce ne-am riscat viața în 1989? Ca tot ei să fie la putere? Da? Iar și eu personal consider că domnul Mărieș, am tot respectul pentru ce a făcut de fațadă, dar generalul Voina a făcut parte din genocidul din 25 decembrie 1989 și este unul din instrumentele care ne face să tăcem mascat, dar practic el l-a protejat pe Ion Iliescu și a lucrat împotriva revoluționarilor. Că revoluția, mă iertați, revoluția nu s-a terminat cu răniți și reținuți. Mie personal și mamei mele nu ne-au dat voie să ne deplasăm până în 27 decembrie. Cei de la armată, securitatea din armată și am chiar declarațiile lor holografe. Deci a fost tot reținere. Dar am ajuns să-mi fie apreciat dosarul de strămutat de cine? De fiica celui care nu am permis să fie împușcat sau bătut la Revoluție. Bătaie de joc! Asta este România actuală și vrem altceva, vrem ceva mai bun, vrem să cerem ca acești oameni să aibă responsabilitate. Nu pot să-i dau unui magistrat 300 de milioane pe lună la pensie și el să distrugă vieți, fiindcă tatălui meu i-a fost distrusă viața, mamei mele i-a fost distrusă viața. Știți că în momentul în care mama mea a împlinit 89 de ani, chiar de ziua ei, a fost tăiat branșamentul de imobilului. Branșamentul, deci dacă ai datorii, stai electricitatea, dar branșamentul este pe viață, cât este proprietatea. Nu, eu stau și car motorină sau benzină pentru generator de 2 ani și ceva, fiindcă nu am acces să am electricitate. În târg, în Buricul Târgului, în București, lângă SRI, că trebuie să fiu persecutată în continuare.
Iar mama mea s-a stins, a plecat dintre noi în condiții cumplite. Dar fiindcă eu nu am putut să-i asigur, am plecat după benzină și n-am fost acasă și a făcut atac de cord. Iar la spital m-au întrebat de ce am adus-o. Dar Iliescu are dreptul la 7 stenturi, că el nu este prea bătrân. Mă iertați, Dan, este una din suferințele noastre ale românilor și avem dreptul, consider, la o viață demnă. Iarăși, acum, în decretul legii 118 pe 1990, anul trecut, a fost creat o nouă categorie, exact cum legea 341 a fost maltratată și modificată prin ordonanța 95 și s-a adăugat o nouă categorie de determinanți, așa, cei care au avut domiciliu forțat au fost uitați. Da? Da? De ce? De ce? Și de ce nu vă solicităm să ajutați acești oameni? Parlamentul da? Este cel care am adaptat. Da, vă răspund eu. Mă iertați că... N-au fost oameni, stimată doamnă. Luați loc, luați loc. Au fost tăiați. Da, au fost tăiați. Da. Noi am insistat, am propus, există pe site-ul nostru varianta noastră, varianta 1, varianta 2, varianta 3. Vorbeați de legea lustrației. Da. Noi ne-am imaginat-o din anii 90. Ultima, să zic așa, încercare în forță a noastră a fost în 97. Știți cine s-au opus? Doi. Dan Marțian și Valeriu Dornea. Ăștia sunt. Există documente în acest sens. Și pe urmă, cum să voteze Parlamentul României o lege a lustrației când ei trebuiau să fie cei lustrați? Doar nu erau nebuni la cap. Pe urmă, am dat numeroase comunicate de presă. Nu le-a preluat nimeni, stimată doamnă. De exemplu, 6-7 ani în urmă, cât s-or fi trecut, în fruntea Consiliului Superior al Magistraturii este numit cel mai bine pregătit profesional, mai moral, mai destoinic, mai toate cele, Adrian Bordea. Nimeni altul decât fiul generalului de securitate Aron Bordea, care în decembrie 89 era șeful direcției întâia a securității statului. Și atunci, ce să faci? Nu să te predai. Deja măcar avem forța și curajul, nu toți, unii dintre noi, să spunem ceea ce vedem, ceea ce constatăm și să facem ce se poate. Dar referitor la 221, s-a văzut o paralelă între 118. 118 are caracter social și viager. Noi nu putem lăsa copiilor noștri casa confiscată de... Întâmplarea face că mie, culmea, ultimii 300 de metri dețin actul ai bunicilor mei și locul pe care... A existat casa în care m-am născut eu în orașul Iași, care la începuturi erau 1250 de metri pătrați în jurul casei. Actul îi semna de Ion Iliescu, că după îndelungi dezbateri, Consiliul Popular al județului Iași a acceptat cererea dumneavoastră de donație. Cinism adevărat! Era în 78 la Iași, la 16 ani după eliberarea mea din temniță, da? Să închei cu un mesaj pentru tineri, oare? Da. Iată, înainte de a muri, Nea Nicu Furcărea, un oarecare șcheian din Brașov, declarat de UNESCO Patrimoniu Viu al Mondialității, decorat de Ministrul Culturii acum vreo 10-15 ani în urmă, am avut o emisiune la o televiziune. Am colegi care îmi reproșează. De ce te-ai dus la televiziunea ălora? Comitetul Național de Conducere mi-a dat cale liberă. Te duci peste tot unde te cheamă.
dai declarații la toate ziarele, online, tipărite, cum or fi, nu contează. Mesajul să-ți rămână neschimbat și să nu te lași atras în capcane. Puiz electoral, de ce nu, să nu spunem. Iată că am o emisiune în care am pus tunurile pe cine am considerat eu că trebuie și după o săptămână mă sună Nenicu Purcăre, era cu vreo 3 luni înainte de a se stinge, de a muri la etatea de 91 de ani, în urmă cu vreo 4 ani și jumătate s-a întâmplat. M-a chemat și mi-a zis următorul lucru. Păi băiatule, mai lasă-i mă în pace, măi. Păi, dar cum, Nenicule, cum să-i las în pace? Nu, ei sunt cei care, uite, aia. Mă, băiatule, mă, tu uiți un lucru, cel mai important lucru, mă. Care, Nenicule? Mă, tu ai uitat că noi, în urmă cu 60-70 de ani, n-am făcut-o, mă, băiatule, pentru viitoare recompense materiale, mă. Ce am făcut-o, iarăși mă repet, din dragoste de neam, de patrie, de tricolor și credință strămoșească. Eu m-am considerat puternic dintotdeauna, dar mai mult decât atât, m-au considerat toți cei care m-au cunoscut puternic și fizic și psihic. Ei, să știți că atunci, dacă era să zic ceva, nu eram în stare. Am simțit bătăile inimii aici și mi-am dat seama că Nenicu spunea pe undeva un mare adevăr. Dar, domnul secretar, și dumneavoastră aveți dreptul la proprietatea dumneavoastră, aia la casa, da, părinților, da, mei le-au luat prima casă construită general de doctor. Da. A doua casă ajunge în 93. Puteți continua la discuția. Este una mare. Eu sunt nevoit să opresc aici. Eu vă mulțumesc tuturor celor care au participat. Doamna Pulcă. Colega asta 228. Intrați pe internet sau mergeți la publicitatea care are toate datele acestei legi și vedeți cum a fost ciopârțită. Deci din cum a fost... Curtea Constituțională. Curtea Constituțională, în alta curte, Și chiar și, nu mai știu, deci toate forurile legislative care puteau să tai, au tăiat și au lăsat-o practic un singur articol. Și acum, acasă, ne lămurim. Avem la aniversarea lui Marx, așa, de la Trier, a venit o statuie uriașă de nu știu câte tone de bronz, trimisă de China, dar nu se, China măcar nu se desminte, că ar zice că nu e, e și gata. Dar vine Claude Junckers și îl salută pe Marx și tot marxismul din lume. Iar acum am găsit o știre consternantă, ca să ne dăm seama despre ce vorbim. Că Papa Francis vrea să facă un conciliu marxist. Și cu asta, un conciliu popesc catolic marxist. Așa scrie știrea. Iar Rusia, religia, va fi introdusă în Constituție. Vă mulțumim tuturor.